Banii europeni și-au demonstrat beneficiile în dezvoltarea orașelor și astfel primarul municipiului Drobeta Turnu Severin a transformat atragerea acestor fonduri în prioritate. Datorită implicării edilului, în prezent, severinenii de toate vârstele au parte de cele mai bune condiții de viață. Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului. În cadrul acesteia au fost discutate și votate mai multe proiecte importante ce vizează creșterea gradului de confort al locuitorilor orașului. Primarul Marius Creciu a transmis în cadrul ședinței că astfel de ședințe vor fi tot mai dese, întrucât în următoarea perioadă se dorește atragerea cât mai multor fonduri europene. După cum ați văzut, aproape tot ce am votat astăzi țin de fonduri europene. Ne-am mișcat repede, ne mișcăm repede. Sunt foarte multe proiecte pe care o să le promovăm în perioada următoare și o să mai avem astfel de ședințe, pentru că așa apar de la nivel guvernamental, de la nivel de la port, de la ADR Sud-Vest Oltenia. Suntem obligați și vom fi obligați să răspundem așa ca o echipă de comando, rapid. Sunt foarte multe proiecte interesante. O să le și citesc. Ați văzut Pugu, privind de locuințe pentru persoanele tinere. Inclusiv încercăm să sprijinim medici care vin în Turnul Severin, profesorii, oameni de calitate ce ne pot sprijini pe noi ca și comunitate. Proiecte importante au avut loc în Drobeta Turnu Severin în toate domeniile, iar majoritatea au fost realizate din bani europeni. Pentru municipiul nostru, aceste fonduri sunt o oportunitate pentru un viitor mai bun. Am început o campanie puternică pentru atragerea de fonduri europene. De fapt, am continuat, pentru că noi am tot avut proiecte europene, atât pe PNRR cât și pe nou POR. Vorbim despre locuințe pentru tineri, vorbim de locuințe și nu neapărat doar pentru cei cu venituri mici, ci și pentru medici care vin în Turnul Severin din alte județe și au nevoie de o locuință. Vorbim despre profesori și poate alte categorii de intelectuali ce doresc să vină în Turnul Severin sau găsesc de lucru aici la nivel de instituții și au nevoie de o locuință pe o perioadă determinată. Sunt câteva blocuri, avem peste 100 de apartamente, avem iar depus proiecte pentru grădinița 7, pentru liceul Tițeica, pentru liceul economic. Am sprijinit de-a lungul anilor educația, sprijinim în continuare și este păcat să nu profităm de prezența fondurilor europene și să nu aducem acești bani în județ. Vorbeam de PUS, Plan Urbanistic Zonal, vorbim de PUC, Plan Urbanistic General, zona centrală nu avem prinsă pe PUS și aici avem bani, stații de autobuz, semaforizare, multe proiecte. Să sperăm că vom reuși cu toții și echipa de la primărie și eu personal să ne mobilizăm ca acești bani să vină în județ. De fapt, ce depinde de noi facem, să sperăm că nu avem niciun fel de fracturi, nici la nivel de guvern, nici la nivel de ADR, în atragerea acestor fonduri europene. Marius Creciu a dovedit de-a lungul timpului că se poate face administrație în folosul cetățenilor, fiind cunoscut un om gospodar și implicat în comunitatea pe care o conduce. Modernizarea infrastructurii rutiere și construirea de creșe și grădinițe au fost doar câteva dintre realizările la nivel local. De asemenea, Marius Creciu a realizat ample investiții în cartierele mărginașe ale orașului, astfel încât în fiecare zonă din Drobeta Turnu Severin, cetățenii să beneficieze de condiții la standarde europene.